azi începem în formulă completă. Da, suntem optimiști, încrezători și în același timp responsabili, pentru că ne așteaptă o dublă importantă și trebuie să obținem 6 puncte. Cum i-ați regăsit Gașca? Atmosfera? Gașca s-a reunit, e atmosfera? Da, 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 e atmosfera bună, da, acum ne-a reunit, mai povestim azi, să spunem așa, cum e la o revedere. Și de mâine am făcut și acum o mică ședință cu Mister și de mâine, clar, intrăm în febra meciurilor, pentru că sunt foarte importante pentru noi. Ne-a responsabilizat foarte mult în primul rând acel turneu final și acum aceste două meciuri cu Mister și știm ce avem de lucrat cu dânsul și de mâine 100% o să fim pregătiți pentru ce încere. Da, ne-a felicitat pentru cele două partide, dar în același timp ne-a spus că avem mult de lucru și suntem conștienți de această treabă, pentru că vrem să creștem nivelul, pentru că pentru a putea fi la un campionat mondial trebuie să ne creștem nivelul și să ne batem cu primele echipe din Europa și în acest moment trebuie să recunoaștem că suntem în urna C din Liga Națională. Ești o față nouă, Pașcanu, cum l-ați? Da, foarte bine, toți sunt foarte bine primiți aici, s-a schimbat pentru că a fost Iulian Cristea acțiunea trecută, pe toți îi primim foarte bine. Acum, cu siguranță, o să vadă principiile și tot ce presupune echipa națională și, cu siguranță, o să adapteze foarte bine. E nerăbdător să vă întâlniți și cu fanii, ziceau, da, cei mici, că au emoții. Da, au emoții, da. Păi probabil și noi avem, pentru că nu știu dacă s-a mai întâmplat în ultimii ani așa o asistență foarte mare la primul antrenament, cel puțin, al național. Ne bucurăm, dar azi ne bucurăm cu ei și de mâine dăm drum la treabă. E o dublă foarte dificilă, de care depind multe. Da, într-adevăr. La ce vă gândiți? Ce v-ați propus? Ce ne-am propus? 6 puncte. De asta am spus și după turneul final și după prima acțiune cu Mister că trebuie să câștigăm fiecare meci. Asta ne-a transmis și azi că victorile pe care le-am obținut nu înseamnă nimic dacă nu obținem alte victorii. Deci asta este mentalitatea noastră în acest moment. E important și cum obțineți punctele acestea sau jocul nu mai contează cât de vreme? Ba da, pentru că Mister pune un accent foarte mare pe partea tactică. Ne-a spus că nu... Pentru dânsul contează în primul rând să avem o mentalitate de joc cu trasee, să știm ce jucăm, să știm ce presupune o partidă de fotbal, cum să controlăm jocul, în ce zone să ducem adversarul, să practic asta înseamnă, să noi să controlăm partida, cum am făcut și în Kosovo, pentru că am făcut o partidă bună atunci în Kosovo, când am știut să-i așteptăm, când am știut să jucăm pe contraatac, când am știut să avem posesia, deci la dânsul contează foarte mult să jucăm fotbalul cu minte. Îl veți ajuta și pe Iani să revină în formă? Păi ai revenit în formă aseară, ce a dat asist, am văzut și, adică e în formă și data trecută a fost în formă, toți băieții sunt. La național îi merge bine. Da. Asta nu depinde de echipa națională. El și-a făcut foarte bine treaba cât a fost aici. Acum știți cum este peste tot în lume. Sunt cluburi cu președinți, cu patroni, cu antrenori. Acum el a făcut tot ce a depins de el. Când sunt alte lucruri, știți la ce mă refer, contractuale sau așa, nu poate jucătorul să mai facă nimic. El doar trebuie să fie prezent la antrenamente 100%, să încerce să-și facă treaba cât mai bine. Și a demonstrat seara că a intrat pe teren și a reușit să ofere un asist. Mulțumim. Sunt pe teren, nu ne lasă. Hai la autograf, Iver. Sunt pe teren.